să cântăm. Hai să cântăm. Hai să ne distrăm, să ne jucăm. Vesela rău zi, vesela rău zi, hazuiem toi, deci haideți cu noi. Țup, țup și mierlă, Moș Martin și Stejar. Rosie și prietenii ei. Urși săltăreți, copaci vorbitori și cuiburi împletite. Oh, îmi place să gonesc cuvântul în față. Ție nu, țup, țup? Eu am în față eșarfa ta, Rosie. De ce vrea Safi să te vadă azi? Vorbea despre o petrecere în pijama. Oh, îmi plac petrecerile în pijama. Oh, frânele prind. Dați peste, bine? Nu are rost, Martinel. Ești prea mare pentru coardă. Sau poate coarda e prea mică. Rosie are dreptate. Ne trebuie o coardă mai mare. Vă aduc eu una imediat ce termin cu Safi. Oh, iar mă lovește șarpa ta peste față, Rosie. Oh, ce deșteaptă e Rosie. Scuze că am întârziat, Safi. Contează că sunteți aici, Rosie. Rosie spunea ceva de o petrecere în pijama. Da, vă cer o favoare. Răspunsul e da. Va fi plăcerea mea, Safi. Mulțumesc. De mult timp voiam ca ghindele să stea cu mine. Ghindele? Dar... I-aș cere personal voie lui Stejar. Dar deși îl văd și îl aud cum sforăie noaptea, nu am vorbit niciodată cu el. Oh, ce păcat! Mergem și îl întrebăm noi acum. Așa-i, țup-țup, chiar acum. Rosie, eșarfa! Eșarfa! Ești cea mai tare, Holly, în afară de mine, desigur. Eu aș fi cel mai tare dacă aș putea încerca. Haide, Rosie, credeam că acum o să ne ajuți. Vreau să sar și eu acum. Și vei sări după mine. Nu așteptăm pe Rosie? Poate dura o veșnicie, haide. Bună, Stejar. Rosie, țup, țup, bună. Am un mesaj de la Safi. Un mesaj de la Safi? Pentru mine? Da! Vrea să știe dacă ghindele pot rămâne la ea peste noapte. O, te rog! Bine, vă dau voie. La ce oră vrea să ajungă? Cred că trebuie să mergem să întrebăm. Mare păcat că nu puteți vorbi unul cu altul, Stejar. Păcat că nu avem aripi. Ce ușor ar fi să zburăm până acolo. Sigur, Mierlă poate ajunge la Safi mai repede. Mierlă! Mierlă! Cra? Așa mă cheamă. Ne-ai putea face o favoare nouă și lui Stejar? Scuze, dar sunt prea ocupată. Inventez. Noi, creaturile cu pene, nu vom mai avea de stat pe bețișoare țepoase, căci eu, Mierlă, am inventat primul cuib împletit din lume. Ta-da! Și... unde este? Vi-l voi arăta mai târziu. O zi bună! Rămâne în seama noastră, țup-țup. Nu
cred că Rosie și Țup-Țup sunt înăuntru. S-au dus la Safi, vă amintiți? Priviți! O coardă extra lungă! Oh, nu știu sigur. Ar trebui să întrebăm. Ascultați-vă! Rosie ne ajută, doar că nu e aici. Safi, stejar vrea să știe la ce oră să vină ghindele. Spune-le mititelelor să vină când soarele e jos și ziua se încheie. Când apune soarele, Țup-Țup. Frumos! Priviți! Da! Mai repede, Moș Martin! Bravo, Will! Haide! Când voi putea încerca și eu? Într-un minut! Răsucește mai repede! Stejar, Safi vrea ca ghindele să vină când soarele apune. Apus! Sus! Țup-țup! La ce oră se vor întoarce? Mierlă, ești sigură că nu poți ajunge la Safi în zbor? Suntem istoviți! Scuze, Rosie! Nu pot transmite mesaje. Mă ocup de cuiburi de lux. Vino, Țup-Țup! Măcar drumul e la vale. Eșarfa, Rosie! Eșarfa! Acum sigur e rândul meu. Moș Martin sare acum, Will. Bine, poți urma tu. Dar să rotești coarda foarte, foarte repede. Promiți? Promit. Acum rotește. Da! Uitați-vă la mine! Woohoo! Nu! Ce am făcut? Trebuie să zicem lui Rosie imediat. Da, e la Safi. Adu-l tu, Will. Ce? Grozav. Deși acum sunt foarte obosită, e bine să simți briza pe față, Țup-Țup. Da, foarte frumos, Rosie. Whee! Wow! Păzea! Era cât pe ce. Scuze pentru că ți-am stat în cale și pentru că ți-am rupt furtunul. Furtun? Da, am avut un mic accident, dar încercam să-l ajutăm pe Martinel să sară. Sigur că da! Și întâmplarea cu furtunul mi-a dat o idee genială! Bine, stejar, fii gata să vorbești cu Safi. Mă iei peste rădăcini? Nu-mi vine să cred că voi vorbi cu stejar. E așa neașteptat. Probă! Probă! 1, 2, 3! 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 Alo? E cineva acolo? Da! Bună, stejar! Vorbesc cu Safi. Ce-ți mai fac rădăcinile? Pe mine mă dor de o săptămână. Petrecere! Top, top, top! E gata! Bucurați-vă ochii cu primul cuib împletit din lume! Da, foarte frumos și așa moale, cra! Cum? Chiar pare comod! Și îl poți lua cu tine! Foarte amuzant, cra! Rosie,
Pot să merg eu în față acum? Sigur că da! Spre petrecere! Ai dreptate, Rosie. Cât de bine este să gonești, iar vântul să-ți fluture prin cuib. Sup, sup, îl poți da jos? Când ajungem acasă, Rosie? Dă-l jos, sup, sup, mă gâdilă. Primul cuib de iepure din lume. Sup, sup. Vesela Rosie. Dacă ți-a plăcut acest episod din Rosie și prietenii ei, nu uita să te abonezi. Deci haideți cu noi.